Antonel Tănase. Bună seara. Aveți rezultatul testului domnului Orban? Nu, că nu au sosit rezultatele. Păi, dar de ce s-o întârzia? Adică e mai complicată procedura? Nu. Vă spun ce s-a făcut târziu. Au început la ora 1 și toți cei care au fost prezenți la ședința PEX, plus colegi care au mai aflat din clădirea Parlamentului, au vrut să-și facă testul. Și la ora 4 încă nu se terminase recoltarea. Bun, și premierul a stat la coadă, a fost ultimul ca un comandant desăvârșit? Adică i-a lăsat pe toți ceilalți să-și facă testul înainte? Nu, procedura spune că premierul își face primul însoțit de aghiotanți, de cei de la SPP. Minunat, deci la ce oră, domnule Antonel Tănase, a făcut premierul țării, care trebuie să preia mâine frâiele, să depună jurământul și ne-ați spus că procedura asta e una de urgență. A cerut președintele României, Parlamentului, să se miște cu viteza vântului ca să avem un guvern legitim. Deci la ce oră? Vom avea rezultatele în timp util. La ce oră a fost făcut testul premierului? La ora 1. La ora 1. 1 cu 4 fac 5. La ora 5, domnule Antonel Tănase, trebuia să existe rezultatul premierului. În acest moment, o țară întreagă înțelege de la dumneavoastră că acest rezultat ar putea să fie în neregulă, din moment ce la ora 21:19, dumneavoastră nu reușiți să comunicați rezultatul premierului care mâine trebuie să depună jurământul. Deci este o speculație. La ora 4:15 încă nu plecaseră testele de la Parlament. Nu au fost trimise la laborator, au stat până le-au adunat pe toate. Până le-au adunat pe toate și când s-a terminat, au plecat și bineînțeles că se iau nopți. Bun, dar asta înseamnă că în cursul acestei nopți veți avea și veți comunica, nu? Vom avea, da, și vom comunica când le avem. Bun. Mai indiferent de ora. Sigur că așteptăm, suntem și noi conectați la grupul de comunicare strategică al guvernului, cel care ne dă aceste informații când poate, dar vreau să vă întreb următorul lucru. În momentul în care ați luat decizia, s-a luat decizia de a se face anunțul public privind autoizolarea premierului, a întregului birou politic al Partidului Național Liberal, a miniștrilor importanți din acest cabinet, s-a discutat și dacă acest anunț ar putea fi făcut într-un regim de securitate mai mare față de cei din jur, să nu se mai afișeze cu altcineva, să nu mai stea atât de aproape cum au stat astăzi premierul și ministrul sănătății? Deci s-a făcut instructajul în timpul ședinței și s-a procedat exact cum... Ce spunea instructajul? Ce spunea instructajul? Ministrul Sănătății a ținut un discurs cu privire la ceea ce se întâmplă în perioada asta de izolare, de carantinare, până la aflarea rezultatelor, termenul acela de 14 zile în care fiecare ministru trebuie să se izoleze. Da. În măsura în care testele astea vor ieși, indiferent cum ies, vor fi repetate peste 4-5 zile și dacă nu se confirmă, după 14 zile se rea activitatea normală. Deci premierul va rămâne în izolare alte încă 4-5 zile și atunci vă întreb cum va depune jurământul mâine dacă obține votul Parlamentului. Aici pot să vă dau... Nu va depune niciun jurământ, doamnă. Să spun lucru. Da, să vedem, doamnă Băniciu. Poate există o soluție de care nu știți noastră, la care ne-am gândit noi. Vă rog, domnule Antonel Tănase. Păi, vă deci spun eu. Vă rog un pic. Numai o secundă, lăsați-l pe domnul secretar general să vorbească, că totuși dânsul e din partea aia care a luat decizia, probabil, nu? Deci, în funcție de cum va ieși rezultatul, va fi echipat adecvat sau se va face prin Skype? Păi stați un pic, în funcție de cum va ieși rezultatul, adică dacă iese negativ, se duce neechipat? Nu, poate să-și ia măsură de... Echipat ca în poza prezentată? Păi n-ați spus că regula e să rămână alte 4-5 zile la izolare? E izolare fără frecvență și la dumnealui? Uitați, doamna ministru al muncii, Violeta Alexandru, și dăm din nou postarea domniei sale, susține că a primit deja un rezultat